Prieteni, bună ziua! Deci, săptămâna aceasta vreau câteva mesaje am primit, pe urmă am primit câteva call-uri, câteva apeluri, prin care mi s-a spus că lucruri ciudate se întâmplă cu producția agricolă din Republica Moldova. Deci avem agricultori care deja au mai multe tipuri de produse, nu vorbesc despre căpșună, nu vorbesc despre altele, vorbesc special că mulți s-au plâns, nu că s-au plâns, mi-au spus, lumea cunoscându-mă, mi-au spus că au deja cartofi, au cartofi, au ceapă crescută deja moldovnească. Și m-au rugat și mi-au spus, eu am vrut să verific în realitate dacă este exact așa cum mi-au spus ei. Ei mi-au spus că toți într-o voce, unanim, toți care vin la ei sau care vor să o vândă ei la desfăcătorii sau cei cu ridicata, în limba moldovnească, mai graiu moldovnesc se numește persoanele care optovicii, vin și își bat joc de dânșii oferindu-le doar între 5 și 7 lei pentru un kilogram. Vă imaginați, da? Și ei în piață vând cu 22, 25, 28 de lei kilogramul de ceapă și cartofi. Cartofi am văzut 27-30 și eu am venit să verific într-adevăr și mie mi-au spus unde chiar anume. Deci unde chiar anume și cine. Am fost și am întrebat, n-am vrut să filmez acolo direct, fiindcă și așa sunt prigonit și sunt urât de toată populația Republicii Moldova. Și ei mi-au spus că păi, noi avem cheltuieli, nouă ne spun alții să vindem așa, noi nu de capul nostru și așa mai departe. Deci simțiți diferența. La sfârșitul iernii, ceapa de la 5 lei s-a ridicat la 23. Țineți minte, da? Ne-au spus că e din Brazilia, e din Polonia, e din Israel, din Africa, din America Latină, de pe Antarctida. Știți că Antarctida e minus 70 de grade anul în jur. Și acolo crește ceapă, cea mai ieftină ceapă. Și acest preț acum ia nu este justificat cu nimic, absolut. Și eu am calculat cheltuielile care le au acești vânzători ăștia, optovicii ăștia care vând cu ridicata în piață. Și nu că interzic, îngrădesc dreptul de a vinde la piață. Încearcă lumea să vină la piață, să vândă, să-și expui producția lor, nu au unde, nu sunt primiți. Pur și simplu nu sunt primiți. Și fac adresare, fac apel. Dragă guvernare galbenă, care ai peliță galbenă pe ochi și nu vezi ceea ce se face. Nu de mult am vorbit în alt video despre cum se vinde producția de tutun, țigări, vodcă, vin, rachiu, tot absolut deschis, contrafăcut să vinde. Și miliția stă alături și n-are ce face. Nu poate face nimic. Deci, oamenii sunt impuși să-și vândă producția care a fost crescută în serie, ceapa, cartofi, mă rog, ce mai sunt acolo, cu 3, 4, 5 lei. Rari ori când vine unul așa mai șpideascuns să-i spune că ți-am dat, spune că am cerut 5, dar mi-ai dat 4. Înțelegeți? Ca să nu fii trădat. Că de altfel este izgonit din piață. Deci, oameni buni, ca să înțelegeți, cartofii care sunt luați din, cu ridicata din, de la producătorii noștri agricoli cu 4, 5, 6 lei, în piață sunt vândut cu 22, rare ori găsești. Dar cel mai ieftin sunt 25 de lei. 28-30. Și cartofii și ceapa. În magazinele din Republica noastră, din toate rețelele de marketizare, din toate rețelele de marketing, de magazine, supermarketuri din Republica Moldova, ceapă nouă, adusă din Turcia, mai scump de 20, maximum 21 de lei, nu găsim. Dar este adusă și este vândută prin rețelele de magazine unde îți plătesc impozite la piață, producția care este luată de la producătorii noștri la preț de nimic, cu pierderi financiare, materiale ale producătorilor moldoveni, este vândută
de 6 ori mai ieftin, de 6 ori mai scump. Vreau să înțeleg autoritățile noastre ce fac. Sunt din mână, sunt într-o mână, într-o înțelegere cu cei care vin și își bat joc de producătorii noștri sau ce? Am văzut lume care a încercat să cumpere doar două cepi. Și am întrebat-o, doamnă, noi nu vindem câte o ceapă, două. Noi vindem cel puțin un kilogram. Și am intrat eu în discuție și era o bătrânică care într-adevăr nu poate să-și permită. A intervenit și i-a dat jumătate de kilogram. Iată, am ajutat-o și eu. Deci, e foarte trist ceea ce se face acum în Republica Moldova. Este foarte trist că organele de control, de monitorizare, organele de supraveghere, cum este CNA, Ministerul Economiei, Agenția de Protecție a Consumatorului, Agenția de Supraveghere Alimentară și așa mai departe, nu își fac job-ul. Dacă și-l fac job-ul funcțiile lor, mie mi se pare că ei vin și îți dimână cu ei. Îți dimână cu cei care fac lucrurile acestea urâte, urâte de tot și își bat joc. Deci cum noi vrem să creștem producătorul Republicii de Republica Moldova, bătându-și joc de ei? Deci ei investesc în serie, investesc în să crească această producție. De jumătate de an să chinuie acolo, stau în genunchi. Și vine un nimeni în lume, protejat de guvernarea de astăzi și de toate guvernările care și până acum au fost, nu numai aștept, nu numai galbenii protejați, dar galbenii în comparație cu celelalte guvernări, au scăpat controlul cu totul. Deci ceea ce se face acum nu s-a mai făcut din 1991 încoace. Niciodată nu au fost scăpate lucrurile din mână atât de urât, atât de groaznic. Deci ceea ce se face în ziua de azi distruge tot absolut. Și mie mi se pare că sunt susținuți. Deci vine un nimeni în lume, un nespălat, care nu știe cât e 2 ori 2, și îi spune, îți dau 4 lei, da, da, nu, nu. Și credeți, ca să vii celălalt, îți dea mai mult, acela în genii 3 o să-ți dea lei. Iată așa este organizat comerțul în Republica Moldova, așa este protejat producătorul autohton, așa sunt protejați investitorii din Republica Moldova. Veniți acasă, măi copii, striga guvernarea PAS, Maia Sandu și partidul PAS. Țineți minte? Noi vom face condiții ca toți care au plecat de peste hotare să se întoarcă. Iată, au făcut. Și pentru informații vreau să vă spun. În perioada aceasta, în 2 ani de când sunt ei la guvernare, au plecat cu totul peste 225.000 de oameni. Bucurați-vă! Oameni buni! Nu cumpărați, măi, nu cumpărați oameni buni, nu cumpărați, cumpărați doar numai din magazine. Că cei care eu cu 4 lei nu duc niciun fel de evidență, nu plătesc impozite, nu plătesc în fondul în fondul social, nu plătesc în fondul de medicină. Nu plătesc, fug de la impozite, oameni buni. Dragă stat și guvernare galbenă, cu pieleță galbenă pe ochi, vă îndemn să faceți, să începeți măcar ceva să faceți. Real, protejați producătorul nostru, că toată lumea a să plece din țara aceasta. O zi binecuvântată la toți să aveți.